Procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Sibiu au descins miercuri dimineața la Camera de Comerț Sibiu și la sediu mai multor firme care au colaborat cu aceasta. 13 percheziții și 35 de persoane audiate în dosarul de la Camera de Comerț. Procurorii au căutat dovezi care să-i sprijine în acuzațiile de delapidare, spălare de bani, dare de mită și trafic de influență. Principalul vizat este directorul Eugen Iordănescu și fondurile administrate în timpul programului Sibiu, regiune gastronomică europeană. Povestea Revoluției de la Sibiu continuă să fascineze, încă se vorbește și sunt controverse despre ceea ce s-a întâmplat în bazinul unității militare în care au fost sechestrați peste 300 de oameni, suspectați a fi teroriști. În jurul acestei povești se învârte scenariul unui film care va fi filmat la Sibiu la începutul anului, regizat de Tudor Giurgiu. Maria Cristina Niță, voluntar smurt Sibiu, a fost premiată de președintele României, Klaus Iohannis, pentru activitatea de voluntariat. Tânăra în vârstă de 22 de ani a participat la peste 3.000 de misiuni în ultimii 5 ani. Activitatea sa de voluntariat a început încă de pe băncile școlii. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Nu, deci primele 5 ediții au fost un minus consistent. Țin minte, atunci mi-am ipotecat efectiv casa și am luat un credit de la cunoștințe. Și am și învățat un lucru și l-a contribuit foarte mult la vizibilitatea târgului de Crăciun. Am redus foarte mult programul cultural al târgului. Deci bugetul nostru de cheltuieli este undeva pe la 600.000 de lei momentan pe ediție. Prima astfel de evoluție a târgului, când se va dezvolta în altă parte, va fi să creăm un loc plăcut în care chiar poți să vii odată la câteva zile. Bălcesc cu Huet, Piața Mică și să fie chiar să poți face un traseu. Îmi cer scuze sibienilor că nu este mai plăcut pentru ei, dar nu știu cât e de amuzant, așa uitându-mă în spate, dar fix în ziua inaugurării să vezi cum arăta distrugerile în acel moment. Pe lista noastră de top este să existe un carnaval, este cea mai tipică sărbătoare potrivită pentru această perioadă și a făcut un brand, Bătrânul Sas. Și eu a deschis un mic magazin în Piața Cibin, cred că în câteva luni eram din nou noi în pragul insolvenței. S-a ajuns la Bătrânul Sas, deci domnul Rot acela este Bătrânul Sas.